Un bilanț realizat de Inspectoratul Județean de Poliție Iași pe anul trecut arată efectele pandemiei. Au fost înregistrate 86.000 de apeluri de urgență. Infracțiunile contra persoanei au înregistrat o creștere cu 709 fapte față de anul 2020 și au fost organizate 3.299 de acțiuni pentru limitarea și înlăturarea efectelor pandemiei. Deși numărul total al accidentelor rutiere a crescut cu 21%, se înregistrează o scădere în ceea ce privește numărul accidentelor rutiere grave cu 27% și numărul de victime rănite grav cu 33%. Iașul se află pe locul 2 la numărul de apeluri la numărul unic de urgență 112 după București. În 2021 au fost direcționate către IPJ Iași 86.738 de apeluri, iar polițiștii au intervenit la 38.989 dintre acestea. În cadrul programelor de prevenire a criminalității, polițiștii ieșeni au desfășurat 319 activități pentru prevenirea infracțiunilor contra persoanei, a infracțiunilor contra patrimoniului, a violenței domestice și agresiunilor de natură sexuală, beneficiari fiind peste 34.000 de persoane de pe raza județului Iași, atât din mediul urban cât și din mediul rural. Colegii din cadrul biroului de prevenire a criminalității, dar cu sprijinul celorlalți polițiști din cadrul studiilor operative, au finalizat anumite cercetări care au fost inițiate la nivelul Inspectoratului Județean. Este finalizat studiul privind percepția siguranței în unitățile de învățământ și un studiu referitor la percepția victimilor violenței domestice asupra interacțiunii polițiștii, care este inițiat în noiembrie, dar încă nu este finalizat. La nivelul trecerilor la nivel cu calea ferată au fost înregistrate 33 de accidente, dintre care 17 au avut loc pe raza județului Iași. De asemenea, 4 persoane au fost electrocutate, iar una dintre acestea a decedat. În ceea ce privește numărul infracțiunilor sesizate, se înregistrează o creștere față de anul 2020 cu 37 de fapte, fiind sesizate 442 de fapte penale. Cea mai mare creștere este pe linie economică. Asta este un plus. Au fost înregistrate mai multe infracțiuni în domeniul economic. Scadem la cele judiciare cu 3 fapte. La infracțiune de altă natură avem o creștere de 7 infracțiuni. Din punct de vedere al resurselor umane, în anul 2021, la nivelul IPJ Iași, au avut loc 93 de încadrări de personal și au venit de la alte unități 15 angajați. Astfel, funcțiile alocate la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Iași sunt ocupate în proporție de 80,44%. De asemenea, la nivelul Secției Regionale de Poliție Transporturi Iași, funcțiile prevăzute sunt ocupate în proporție de 74,45%, fiind vacante 47 de funcții.